Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Foarte bună ce am făcut să nu se rănească cineva în pădure. Doamne ferește, nu știi cine poate să ajungă în mijlocul pădurii căutând ciuperci. V-am adus surpriză. Un obuz de 47 de... Auzi, da, că tu ai făcut armata 47 de milimetri e fiu? Da. Aha, că n-am știut niciodată. 47 de milimetri e, cred că, de mortier sau ceva de genul ăsta. Aha. Un aruncător de ceva. Ce sănătos. Abar n-am, da, mărișor, 47 de milimetri este treaba. Vă dați seama că ăla... Putea să fie o știre bombă, ce da, să da, zic. Corect. Ăla a intrat în sediu de poliție cu mai multă muniție decât aveau ăia toți la un loc? Cred că da. Și asta e, s-a evacuat în panică. Cred că a fost un moment în care... Bă, ce faci, mă, când vine unul, serios, vine unul, un ciupercar, și tu ești la poliție plictisit, mort de plictiseală, în birou de poliție, ce ești, din fac acolo. Ciupercar. Și intră unul cu sacoșul și trântește pe masă, că ăla-i greu. Domn șef, am salvat... un alt ciupercar, am adus, ce ai adus? Uite ce am adus, și scoate-mă un obuz și ți-l pune pe masă. Îl întreb cu cât îl dai. Ce faci în momentul ăla? Ai fugit. Da. Tipul este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și muniților. Deci nu i-au recunoscut fapta bună. Au spus că nu... Și, mă rog, sigur, l-au detonat, l-au dus, au chemat pirotehniștii, s-a rezolvat problema. Dar asta, spun oamenii, au reacții absolut neașteptate. Ce faci când vezi un obuz pe jos? Orice om normal când vede... Păi, te îndepărtezi de el încet, să nu te împiedici, să nu clatini pământul cumva, să nu faci ceva. Dar există și cazul celui care spune, trebuie să intervin. Hai să-l iau cu mine, să-l duc la poliție, să-l vadă și ei. Păi nu e pe principiu ce am găsit aici. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.